este de nu este nimeni nu a făcut. Pentru asta noi solicităm unul, doi, toți care sunt responsabili din ședința aceasta. Spii, amia dat. Cineva s-a citit acolo, a spus, ședeți mai mult trei persoane, nu poate fi, trebuie să fie mai mandat. Câte persoane suntem în sală? Hai, puneți, hai, puneți la vot. Dacă uitați oameni buni, transparență. Ia ca tușenilor, vedeți transparență. Ia ca transparență. Ei în campanie electorală, tăți ca unul, o promis transparență, ia câtă o transparență. Ia câtă o transparență. Ia câtă o transparență. Obiectele înaintate de domnul respectiv are perfect dreptate. Eu am rugat directorul școlii să vină pe acest moment și, într-adevăr, dați ca toți consilierii să fie înregistrați, să nu ieșim din limitele necesare. Facem o pauză. Масони, масони. Numai masonii vor... Numai masonii vor ședință închisă. Nu, dar ați văzut? Ăștia care au promis în campanie electorală. Da, da, ăștia care au promis transparență în campanie electorală. Dar vouă nu vă rușine? Doamna Verica, dumneavoastră nu vă rușine? Țineți minte când în campanie... Și doamna Mariana, în campaniele transparență. Și sunteți mafie aici sau masoni? Da, aha, ați și transmis. Și nu știi cum se aude acolo. Dar nu îndușim noi de aici, ne uședim cu voi, dar nu îndușim. Și raportorii să iasă și să vină atunci când va fi tema sau punctul unde au de discutat, ca să nu fim foarte mulți. Nu știu ce să ne faci dacă n-ați ieșit. Dacă găsiți ceva pe ordine de zi, cu mare drag, punem tot în discuție. Dar ce nu puneți pe ordine de zi? Acum să trecem la ordinea de zi. Dă-i puteri! Ai văzut? Da, da. Dă-i puteri! Vă frumos, domnul Iulian. Stimați colegi, aseară în cadrul ședinței juridice, doamna directoare de la instituția medicinală, eu scurt, să vorbesc ca să nu...
Mai sunt careva... Eu am solicitat astea două, 36 și 39, să le puneți pentru primele. Așa, 36-39. Așa. Este solicitare din partea societății civile cu privire la punctul 36-39 care țin de interes public să le transferăm mai sus și... Pentru primele. Da, da. Asta care cu apa, apa potabilă și mai gravă și așa de la urmă. 36 cu apă privind programul local strategie apă potabilă și 39 privind la modificarea în sarcină execuție lucrărilor. Ok. Cine este pentru a le transfera după doamna Elena Moisei, după ce doamna Elena Moisei le spune toate, are 3 sau 4? Da, și urma asta. Bine, da, greșesc. Dar nu cu doamna Elena, avem aici mai multe. Da. N-ați mai solicitat și n-ați o mai părăsească. Când am venit la plășinte la dumneavoastră, când ați venit la plășinte, atunci ați solicitat. Și la vot, haideți spunem la vot. Da, domnule. Întrebarea 36. 36. Apa, eu sunt raportor. Da. Probabil o să fie necesar, înainte de a pune în discuție această întrebare, o pauză, ca să completăm cu comisia, trebuie să completeze cu sumele. Acolo este graficul de numere a lucrărilor, doar nu sunt sumele, trebuia comisia să le, ca noi să avem un orientir a sumelor, cum ele vor fi valorificate. Așa. Avea vreo 50 minute, așa probabil. Așa. Deci o să punem după doamna Elena și o să punem la vot. Dar puneți la vot, că se bă de acord. Eu cred că este binevenit, raportează strategia și vrem noi să facem. Suma noi, aproximativ, o știe care se trebuiască și când o să examinăm problemele, nu o să... Haideți, vă rog frumos, cine este pentru ca punctul 36-39 să fie după doamna Elena de la Centrul de Sănătate. Cine este pentru, vă rog să votați. Consilieri pentru. În sală avem prezent 16 consilieri. Contra. 1. Abținuți. 1 trebuie să fie. Așa. Super. Le vom ieși de aici. Domn Popilescu a ieșit de aici. Așa, ieșit domn Popilescu. 15 consilieri prezent. La recomandarea colegilor, reieșind din faptul că proiectul deciziei introdus în ordine de zi suplimentar cu privire la examinarea petițiilor colective, la recomandarea colegilor, deci, deoarece este tot de un interes public general, solicităm tot așa, fi inclus în... Dacă proiectul propus s-a pus pe numărul 1, atunci proiectul deciziei cu privire la examinarea petițiilor să fie pus pe numărul 2, iar celălalt este... După punctul 39. După să fie întâi celelalte, cele două propuse, domnul Godorojă, și pe urmă dumneavoastră... Suplimentar, să-l punem acum, la început și este. Punem la început, la 4, la 5 o să fie domnul Strumos. Da. Cine este pentru ca acest proiect de decizie tot să fie mai sus pentru că este interes public? Cine este pentru? Rog să votați. Unanim, care sunt în sală, toți consilieri. Doamna primar, vine cu propunerea înainte de a vota ordinea de zi cu modificări, de a-i da cuvântul domnului reprezentant Software Center, chiar dacă nu au fost introdus în ordine de zi, că dumneavoastră dacă are ceva să spună, dar vă rog frumos să respectăm. După regulament nu-și permite lucrurilor. Să spun de la interpelări. Deja noi am ajuns la ordinea de zi și nu se mai pot face careva informații.
nefiind legat cu ordinea de zi. Deci, nimeni n-a bănuit că proiectul de decizie nu o streacă și reprezentantul nu o scoate expune. Eu cred că ar fi în comisie doar 4-5 oameni care l-au audiat și sunt la curent. Lăsați să audă și ceilalți consilieri, poate într-adevăr vine cu o propunere benefică pentru comuna noastră. Eu mai bine ca mine nu cunoaște nimeni această situație cu acest obiectiv. Pentru că din prima zi, din 16-17, și câțiva consilieri din Consiliul trecut, Consiliul acesta nu a fost la curent și nu a fost implicat în... nu este la curent cu litigiile. Este o întrebare foarte... foarte grea. Proiectul care vine în 2000 este un proiect foarte important. Numai nu trebuie să fie primit careva decizie în detrimentul societății, comunității Trușeni. De ce această întrebare, probabil mai sunt întrebări cum sau vizarea și așa mai departe, ar fi binevenit cât poate de repede, eu știu, la mâna extraordinară, două, trei întrebări mari, care într-adevăr strategici pentru comunitate. Nu se poate acum, informația care domnul va da, ea nu va prezenta nimic, nu o să înțeleagă nimeni nimic, eu de startul. Noi, având ieri discuția, știind problema, eu n-am înțeles de ce merge vorba. Nu este necesar. Astăzi a venit reprezentantul să propună Consiliului să întoarcă înapoi teremurile cele. Lăsați 5 minute să se spune. Dar 5 minute nu o să fie suficient. Nu este suficient. Nu este suficient. Domnul Marian, doar Repejor, puteți și la ordinea de zi. Să putem totuși și persoana care vei și în formă de respect, nu este un calcare penal. Să ne documentăm și noi, chiar dacă domnul Madan zice că nu suntem în temă, să ne familiarizăm cu aceste filme mai ușor, atunci când vom examina propriu problema. Propun și de respect să ținem cont de ce trebuie. Dacă totuși mergem ce facem? Pe ordine de zi mai departe. A fost momentul respectiv. Nu respectăm regulamentul. De ce s-a scăpat acest lucru? Păi da, domnule, cetățenii speciale. Domnul Madan, eu cred că dumnealui o să vină într-o ședință mai amplă și o să ne deschidă mai mult paranteze. 5 minute nu cred că o să ne rezolve într-adevăr, pentru că eu abia acum mi-am dat seama că este terenul celălalt de acolo. Da, domnul Vlad. Eu la temă vreau să zic, cei și consilieri care vor să fac cunoștință, să apropie de domnul viceprimar. Viceprimar are tot dosarul și o să fac cunoștință foarte bună. Domnul aș ne spune detalat. Câte dosare? Așa, deci propun să trecem să votăm ordine de zi cu toate modificările care le-am făcut până acum cu propunerea dumneavoastră. Cine este pentru a vota ordine de zi cu modificările făcute? Cine este pentru? Cine este pentru? Pentru. Unanim, mulțumesc.